Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou unboxing. De această dată o să fac unboxing al acestui telefon HTC One M8. Tocmai l-am achiziționat, așa că o să vă arăt și vouă ce conține pachetul. Să vedem cum reușesc să desfac folia asta. Tai un pic aici, sus. Bun. Cam așa arată pachetul. Pe grei. Aici arată specificațiile telefonului. Un quad-core de 2.3 GHz, 2 GB RAM, varianta de 16 GB, memorie internă, 5-inch ecranul, iar restul detaliilor le vedeți aici. Bun, să vedem ce conține pachetul. Bun, acesta este telefonul. O să revenim la el după ce vedem restul pachetului. Îl punem aici deoparte. Bun, pentru început, cablul USB, care îl folosim și pentru încărcarea telefonului. Vedeți aici, nu e nimic special. O să-l pun aici sus. Căștile pe care nu o să le desfac. Știți și voi cum arată căștile de la HTC. O să le las aici în folie pentru că nu o să le folosesc, cel mai probabil. Iar aici încărcătorul, sau mai bine zis adaptorul de priză pentru Europa. Nimic special, mai am încă vreo 3 de genul. Bun. Să iau pungile de aici. Și aici am primit o carcasă, un plastic siliconat din câte pare. Pare ok, nu e nimic special nici la această carcasă. O să o folosesc și pe HTC-ul ce l-am avut înainte. Am o carcasă de genul, tot ceva asemănător cu asta de aici, din pachetul lor, doar că este mai plasticoasă, ceva în genul. Acesta este fostul telefon, facem upgrade de la acesta la HTC One M8, nu avem nevoie de foarte mare performanță, deci o să fie ok. Bun, deci carcasa aici, niște stickere. Sticăre pentru garanție, pinul pentru SIM, îl am și pe cel vechi de la telefonul HTC One M7 Mini, deci nu are rost să-l mai dezlipez de aici, o să rămână în cutie, și manuale. O grămadă de manuale, mamă frate, cât ești nebun, nu se mai termină, în fine. Bun. Cam asta conține pachetul și bineînțeles ce ne interesează cel mai mult, dacă ar și ieși de aici. Bun, telefonul în sine are această folie de protecție, o să-l scoatem. Bun, cam așa arată telefonul, mi se pare foarte, foarte ca lumea, finisajul ăsta din metal e genial, arată foarte bine. Butoanele de volum se simt foarte ok la atingere. În orice caz, telefonul arată super, super fain. Sper să n-am probleme cu el și să nu fiu nevoit să-l trimit și la garanție sau chestii de genul. Poate o să-i fac și un review dacă vă interesează.
poate fi folosit ca și telecomandă de televizor, dar funcțiile astea le știți deja, cel mai probabil. Bun. Acesta a fost unboxing-ul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un share, să vadă și prietenii voștri. Până data viitoare, salutare!